care sunt top 3 cele mai bune afaceri din România și care trebuie de urmărit și de ce trebuie de urmărit. Cred că unul este Dedeman, în primul rând după cifra de afaceri care o are și are un management foarte bine pus la punct. Urmărim managementul și rezultatele cifrei de afaceri. 2. Imago. E o platformă care tot în același timp câștigă foarte mulți bani și este foarte înalt dezvoltat la nivel atât tehnic cât și din punct de vedere și de marketing și management și absolut tot. Și 3 ar fi, nu știu, cred că Banca Transilvania. Are o creștere foarte rapidă și cred că e numărul 1 la angajați în România, cei mai mulți angajați. Cam asta, dacă le-ar urmări, cred că am avea ce învăța de acolo.